M-a întrebat un bătrân odată, Părinte Paisie, dar ce cea mândrie, Părinte, cum vine? El umbla iarna cu capul gol și descurs prin zăpadă. Frate Gheorghe, mândria este atunci când ai să socotești că tu ești ceva mai mult decât altul, că ești mai bun, mai frumos ca altul. Săracul de mine, Părinte Paisie, eu să am ceva bun, dar ce am eu bun? A stat opt ani cu mine, Părintele Ghenadia Vătămăniței. Nu vedea nici el, săracul ca și mine. Iaca, Asta e mândria. Când te socotești că știi mai mult decât altul, că poți ceva mai mult decât altul, asta e mândria. Și e foarte periculoasă, că nu-i place lui Dumnezeu mândria asta. Că dacă socotești că știi mai mult, că poți mai mult, că faci mai mult, să nu pățești ca acela care socotea că face, că drege, că postește, iar cel de lângă ușă plângea și își bătea pieptul că nu are nimic bun. Și a câștigat mai mult decât acela care socotea că are ceva de la el însuși, vameșul și fariseul. Că Mântuitorul a zis, când veți împlini vreo poruncă, să spuneți așa. Rob netrebnic sunt eu și n-am făcut decât ceea ce eram dator a face. De câte ori te mânii, mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Când te mânii, acolo e duhul răzvrătirii, duhul mândriei, duhul slavei de șarte, să știi. El te îndeamnă să nu te smerești. Ce, eu sunt chiar atât de lepădat? Că vezi, eu pot să zic așa singur, măi, oameni buni, dar toți mai sunt, dar proz mai sunt, dar rău mai sunt, măi. Dar ia să mă fac altul pro și urât, să vezi cum mă umflu și mă mănie asupra lui. Ce te ocup de mine? Ce cu Ei, apoi asta e zmerenie. Atunci când altul te ocărește și te zmerește fără voia ta, atunci să vezi dacă poți zice, așa mi-a trebuit, așa trebuie, Dumnezeu i-a poruncit să facă așa, pentru că și eu am ocărât pe altul. Asta e smerenia cea adevărată. Nu când zic eu că prost. Când te ocărește celălalt, atunci să faci dovadă că e smerit, atunci să spui iute, Dumnezeu îi poruncește să mă ocărească. Când îți ia cineva locul cu sila, Dumnezeu îi poruncește să mi ia pentru că și eu l-am luat de la altul. Când te mută cineva cu deasila de aici colo, Dumnezeu îmi schimbă locul ca să-mi schimbe onoraful și obiceiul. Asta ar fi smerinia cea adevărată. Dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașa. Dacă te lovește peste partea dreaptă, întoarce și partea cealaltă. Apoi vezi, poți face treaba asta? Că noi trebuie să urmăm după porunca lui Hristos. Dar noi, dacă îți dă cineva una peste față, tu îi dai patru înapoi îi întorci împătrit. Așadar, noi nu urmăm porunca lui Hristos. Când eram și eu mai tânăr, mă punea starețul la încercare. Odată m-a scos afară din biserică. Eu cântam la strană și cântam și eu în felul meu. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și mi se părea că sunt tare frumos și mă mândream în inima mea. Și odată intră starețul și, când mă aude, îmi dă un ghion și afară. Ieși afară, măgarule, ce ragi așa? Mie mi se părea că e o cântare frumos și, când colo, uite așa am pățit. Și mă gândesc și acum, săraca mândrie, cum se agață ea de toate tiviturile. M-am pomenit odată atunci cu un om tânăr. Era el așa, cam delicat, venea de la București și m-a întrebat, Dumneata ești părintele Paisie? Și am răspuns așa, da, păi ar mai fi și alții, nu fi numai eu. Dar el a zis, am auzit de dumneata și am venit să te văd. Și atunci am zis eu cuvântul acesta. Să nu crezi tot ce auzi, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi, să nu dai tot ce ai. Vai de acel om căruia îi va prisosi mai mult lauda decât viața și faptele. Din dragoste izvorește zmerenia, că dacă iubești pe cineva, nu-l că se scârbește. Nu-l superi, că tânjește. Că dacă apuci să superi pe cineva, săracul, nici nu poate mânca, nici nu se poate ruga, nici nu poate dormi. Așadar, faci în toate chipurile să nu superi pe nimeni. Dar nu se poate să nu superi chiar pe nimeni. Poate, fără să-ți dai seama, spui un cuvânt mai tulburător. Dar cum te-ai cu cel pe care l-ai supărat, îndată făi plecăciune. Iartă-mă, dragul meu, că te-am supărat. Și când ai zis iartă-mă, a ieșit deodată toată supărarea, s-a spart totul, n-a mai rămas nimic. Și când se uită diavolul într-acolo, vede că a rămas păcălit, nu mai rămâne nimic, a scris. Nici prin cap să nu-ți că să placi oamenilor. Să fii mai necinstit de oameni, asta da. Și ce dacă spune lumea că ai păcate? Ce, nu o ai? trebuie să răbdăm ocările, Tată, pentru că așa ne-a lăudat Mântuitorul Hristos. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Trebuie să răbdăm toate cu smerenie, Tată, să răbdăm cu smerenie pentru dragostea lui Hristos, dar vom câștiga și noi, nu tot raiul, ci numai un colțișor, cât de mic. Ți se pare grea smerenia, tată? Dar încearcă întâi și vezi dacă poți ridica piatra și după aceea spune nu pot. Smerenia inimii zvorește din dragostea cea pentru Dumnezeu tătucă.